să spun ceva foarte pe scurt. Pentru că sunt momente în viața unui creștin orabil, la unul mai mic, la unul mai grav, care apare o scurcină sufletească, o lipsă de sfinție a prezenței Harului, chiar o funcționare sau slăbire a credinței, a vigorii, întrebării lui. De obicei, în scrierile Sfinților Părinți, aceasta se numește Achidie, în grecește sau în toată scrierea noastră Achidia. Ne mai spunem urâtul sau lehabita. Știu că și bunica mea spunea că odată când era singură și bolnavă, nu e urât. Sau ți-e o lehabita, dar mai degrabă urât, e urât, într-adevăr, nu mai simți frumusețea aceea harului, a prezenței, acelea luminoase în sufletul tău, a bucuriei lui Dumnezeu. Ei bine, aceasta nu trebuie să te dezmângerească, să te smântejdească, să te scurajeze pe nimeni sau să creadă că gata înseamnă că Dumnezeu este undeva izolat de mine sau nu mai este pentru mine Dumnezeu sau s-a întors față la mine și mai departe, ci să înțeleagă faptul că aceste lucruri trebuie și Sfinții și tocmai de ei spune Sfântul Nicodem al Mântuit, tocmai în această luptă cu acelia și-a pus mai departe, și nevoința și numai în special cu această luptă a Achidiei și-au dobândit mari de bunuri. Că bineînțeles că e ușor să duci o stânerie la bun sfârșit, să fii rezemnător, să fii așezat și echilibrat și plin de pace atunci când simți învierea Lui Sfânt. Dar ia să nu simți, să te simți uscat, să grijile sau eu știu ce alte probleme peste tine să îți facă inima cumva uscată. Și atunci să vezi că se mai greu. Sfinții mucenici chiar simțeau atât de belșugat prezența Duhului Sfânt în ei, încât și în momentele chinuirii lor, trupul era tăiat, tars, strușit, torturat în toate felurile, dar ei nu simțeau aceste rele și sau simțeau la rele la început, dar cu timpul simțeau și întărirea care devenea și mângâierea care devenea din răbdarea lor de sus, adică devenea harul și întărea pe ei. E bine, una din lucrările de cele mai de seamă, când simți în momentul acesta de 105 sufletească, se te porți ca și cum nu s-ar fi întâmplat această uscăciune sau această lipsă de simție a sufletului, această nesimție, cum se mai spune, pentru voi Sfinții Părinți, ci să te poți ca și cum harul ar fi la tine sau ar fi imediat a ta vecinătate și intimitatea ta, pentru că așa și este, și el vă așteaptă să vadă maturitatea ta duhovnicească. În principal, e esențial să se zice să te smerești cu gândul și cu mintea și cu inima. Și în momentul în care te smerești, practic atunci apare iar simțirea harului și scade acetie. Dar nu întotdeauna reușim să faci acest lucru. Ei bine, trebuie să vezi care sunt pricinile pe care ai această uscăciune. Și apoi să cauți să înghezi. Un lucru poate să fi fost de la lipsa rugăciunii, de la neglijarea datorului de proces, sau pur și simplu de la lipsa de tare față de aproape, sau de la judecarea acelora, sau pur și simplu de la mântânire, în care oare fiecare nu se mai puțin și cu care ne întâmplă toată viața, fiecare are o mântânire care se întâmplă toată viața. Și de care vine să ne debalansăm. Dar mai e și un fel de nevoință foarte frumoasă și care ne scapă de acest sfânt, chiar dacă ea nu pare atât de frumoasă la început, știți, e ca acel măr care își are diferite recensare, nu vorul, dar nu vorul la suprafață, este o floare care strucește frumusețe. E bine, această învățăță care este
incomodă și cam stănitoare, dar totuși duce la cea mai înaltă bucurie lumânească, este nevoința rugăciunii de noapte. Dar citind la Sfântul Isaxirul, am auzit, eu sunt pe de Litron, eu sunt de Odeosif și alți Sfinți Părinți, inclusiv Matei Vegeteanu, la o grămadă de cuvioși, pe așa studia Casian, pun foarte mult acest pe de nevoința din timpul nostru și a seii. Chiar vețile Sfinților găsici. Și la Sfântul Ioan Casian găsit. Și la toate mesele, deci la Sfântul Munte vezi că se face
te întărește, îți umple bateriile și atunci o să ai forță de a face bine. Și bucuria de a face bine. Dumnezeu să vă vine.